Întrebarea numărul 4. Care operă literară nu este scrisă de Ion Creangă? Capra cu treies de Scufița Roșie. Întrebarea cu numărul 5. Care poveste este scrisă de Ion Creangă? Fata Babi și Fata Moșnagului sau Besare în bucate? Așa a început ziua de 1 martie pentru elevii unei clase de a treia de la Liceul Mihai Eminescu din Căușeni. Bibliotecara a testat cunoștințele elevilor în materie de povestiri și povești ale lui Ion Creangă. Școala din satul Cumulești era lângă magazin, parc, biserică. Astăzi, în incinta Bibliotecii pentru Copii, desfășurăm activitatea Un mărțișor pentru Ion Creangă. Este o activitate desfășurată cu un impact destul de pozitiv. Participă la activitate elevii clasei a treia. O să înșcenez Pupăza din tei după poveștile lui Ion Creangă. Suntem foarte bucuroși de faptul că avem atât de mulți copii care participă la activitățile noastre, dar este și un punct, nu? Este lipsă foarte mare de spațiu, care ne este foarte greu de a desfășura aceste activități frumoase. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua Internațională a Basmului și a fost menit să aducă în atenția tinerilor moștenirea culturală inestimabilă a lui Ion Creangă. Poza aia de câte ori a pupuit în copacul ăla, o să-și piardă vocea săraca. Scoală și du-te de domn în care la ligurare, că ne să lungesc ochii de uitat în zare. Iarăși mai săturat tu! Toată vara mi-i pupuiesc! Astăzi e momentul meu să te scot de aici! La finalul activității, elevii au avut ocazia să demonstreze creativitatea și talentul prin înscenarea celebrului basm Pupăza din tei, sub îndrumarea învățătoarei Aliona Focșam. Prin intermediul acestei piese de teatru, micuții au reușit să transpună în imagini magice universul fabulos creat de Ion Creangă. Ileane, ce s-a întâmplat, mărioară? Ies cu mine Pupăza acasă! Chiar? Da, să uite! Trebuie să-i spui vestea lui Smalandă. Du-te, du-te! Da, mă duc! Smalandă? Da, cumnată, iată, vin! Ce s-a mai întâmplat și de data asta? Am ești bun pentru tine! Ce? Am venit înapoi Pupăs acasă! Ce bucurie! Mâine te invești pe tine și pe vecina ta la o masă, ca înainte de postul cel mare, să sărbătorim! Desigur că vin, mulțumesc! La revedere! La revedere! Până mâine! Ți la fel! Ștefane, vezi că a venit Pupăza întâi. Eu am știut că Ion al meu n-a putut să fure Pupăza. Du-te de chema tot satul. Mâine la o masă, ca înainte de postul cel mare. Pregătirea a început cu aceea că am vizionat povestea, fragmentul amintiri din copilărie, Pupăza din tei. Copiii au ales această poveste pentru a fi înscenată și au împărțit singur rolurile, nu le-am repartizat eu. Au adus singur ceea ce este necesar. Am făcut câteva repetiții în clasă. O repetiție din clasă am filmat-o. Am regizat-o ca să vedem ce se primește. Adevărul că a durat 2 ore filmarea pentru 8 minute de film, dar a fost frumos. Sperăm că astăzi noi am reușit să arătăm splendoarea poveștilor lui Ion Creangă, așa cum avea un vocabular aparte, așa cum punea accent pe vorba țărănească, dar cultă. Frumoasă. Evenimentul s-a bucurat de succes, aducând bucurie și entuziasm în rândul participanților. Mă scuzați că am umblat la voi și am zis că Ion a furat, dar acum sperăm să fim toți prieteni și să nu ne mai supărăm. Strici pupu, strici mereu, somnul meu, Pupăza din tei. Las ca să te primoți a toți și te-ai întrebat ce vrei. Când ți-o smulge coada toată și te vinde pe 5 lei. Am făcut o scenetă în care am făcut povestea lui Ion Creangă, amintind de copilărie. Cel mai mari emoții ale mele a fost în clipele unde trebuia să-l trezesc pe Ion și când trebuia să vorbesc cu cumnata. Am sărbătorit ziua lui Ion Creangă și am arătat că și copiii pot să-i urmeze gândurile lui. Vă reamintim că la 1 martie Ion Creangă ar fi împlinit 187 de ani de la naștere.